consens general în cadrul Consiliului Local Drobeta-Turnu-Severin. Toate proiectele supuse dezbaterii în ședința ordinară a lunii septembrie au fost aprobate cu unanimitate de voturi, înregistrându-se astfel o premieră de la constituirea noului for local. Au fost proiecte propuse de primar, proiecte de bun simț, care era normal să fie aprobate. Ați văzut, s-au aprobat și câteva amendamente. Ce ne dorim noi, consilierii PNL, este și o întărire a Consiliului Local, de aceea am și solicitat o filă separată de buget deocamdată, fără banda să existe pentru consilierii locali, pentru Consiliul Local, pentru că, până la urmă, Consiliul Local este cel care decide, este forul legislativ al unității administrativ-teritoriale și dorim ca să nu se mai întâmple ca în ultimii 8 ani, când Consiliul Local era redus la tăcere și tot ce făcea executivul primăriei. Eu cred că domnul primar Screciu a procedat foarte corect. Cred că putem avea o colaborare instituțională Consiliul Local Primărie foarte bună în acest mandat. La propunerea viceprimarului Daniel Cârșan s-au alocat bani pentru ca blocul de locuințe sociale de la colegiul domnul Tudor să beneficieze de lucrări de întreținere. Locatarii de aici întâmpină mari dificultăți din cauza consumului exagerat de apă, din cauza că instalațiile sunt distruse, iar zeci de metri cub de apă se pierd. Este vorba de un amendament în sensul de a se completa lista de investiții pentru anul 2016 și a se include în lista de investiții o sumă pentru a se realiza o expertiză tehnică la blocul social de la domnul Tudor, unde există nevoie de reabilitare totală a sistemelor de termoficare și de alimentare cu apă. Practic toate coloanele din acel imobil care aparține primăriei sunt efectiv distruse. Acolo e vorba de o investiție mai largă. Anul acesta sperăm să facem studiile necesare, urmând ca anul viitor să prindem bani în bugetul pe 2017 pentru a se realiza și o lucrare efectiv, execuția lucrării. Reprezentanții Palatului Culturii Tudor Costescu au primit și ei aprobarea necesară în vederea depunerii de cereri de finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național. Sperăm că ele vor fi aprobate, pentru că vor mai trece încă o barieră. O piesă de teatru, o tabără de sculptură sunt importante pentru noi ca oraș. Vin în continuarea demersurilor pe care noi le facem în acest moment ca teatru și cetatea să fie puse în valoare. Consilierii au votat și aprobarea criteriilor pentru organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante de execuție la Direcția de Poliție Locală și și-au dat acordul pentru utilizarea unui teren în suprafață de 1600 metri pătrați situat în zona Parcului Tineretului în vederea construirii aici a unei creșe.